Îți spun și eu în momentul ăsta, nu gândi, pentru că trebuie să introduc prima noastră rubrică. Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre ceea ce îmi place mie cel mai mult, și anume lumea circului. Astăzi vom sta de vorbă cu Florin Niță, unul din foștii mei colegi de circ. Bun, ai venit la noi în studio. Să rămână și mulțumesc de invitație. Ce mai mare plăcere! Nu ne-am văzut de mult timp și aș vrea și eu să împărtășesc cu publicul telespectator cum tu de la Sibiu ai ajuns la circul de stat din București să faci acrobații la trapezul volant. De nebună! De nebună? De nebună! Păi și cum ai zis? Gata, printr-un prieten? Da, sunt un prieten, hai la circ, m-am urcat în tren, după ce am făcut gimnastică, după liceu. Deci ai făcut gimnastică de performanță, da, mai întâi, și prin alți colegi care au fost tot gimnaști, care erau deja la circ. Exact. Te-au contactat și ai zis de ce nu? Dar doar ăsta a fost scopul tău? Doar să vii la circ, sau ai avut și altceva? Da, am vrut să fug din țară. Și ai reușit? În 1988, înainte de revoluție. Și ce ai zis? Vin la circ și mă antrenez, plin contract și plec din țară. Ia uite-le. Dar am avut ghinion că vine revoluția. Ți-a stricat tot planul. Și să înțeleg că ai intrat la circ în ce an? În 1988. În 88. La trupa Jean Ciobanu, trupa de zburători. Deci acel număr care are plasă de desubt, da? Este un trapez volant. Și tu zbori de aici, te vârți în aer, te prinde celălalt, te dă înapoi și vine înapoi de unde ai plecat. Adevărul că este un număr foarte frumos și ați avut voi un număr extraordinar. Mulțumesc. Și îmi pare rău că în ziua de astăzi astfel de numere, cel puțin la noi, nu mai sunt. Cred că voi ați fost printre ultimii care ați mai făcut mai astfel de număr. Mai aveam două trupe, Jean Ciobanu și trupa Gania. Da, cam astăzi atât. Nu mai e nici una, nici alta și ne pare rău de acest lucru. Să sperăm că tineretul care vine acum ori să vrea să încerce să facă un astfel de număr. Dar între timp vreau să-mi spui și mie, primul tău turneu unde a fost? Turneu adevărat în Rusia. În Rusia. În 1990. A fost împreună. Fost împreună. Da. Da. Ca să știți, deci ne-au trimis acolo, în Rusia, un colectiv întreg de vreo 50-60 de persoane, spectacol întreg românesc. Foarte bună. Cred că cel mai tare spectacol. Foarte bun, dar și plin numai de... peripeții. Peripeții, exact. Să zic una bună? Ia zi. Nu spectacolul. Nu spectacolul, că acolo știm că am fost buni. Trăgeam fetele pe geamă de la etajul 1, le legam cu lonjă și le băgam în hotel. Dar de ce? Se făceau petreceri, baierauri, ceaiuri și cum era pe vremea aia Gastelnița Circus, adică era un hotel special artiștilor de circus, nu aveau voie să intre alții, foarte bine pus la punct, și seara când făceam câte o petrecere, pac, pac, câteodată știu că au mai legat și cerceacurile între ele și trebuia să trebuia să ieși rusoice. Erau frumoase, nu? Da, asta e. Erau frumoase. Dar în acel sezon s-a mai întâmplat ceva. Ți-ai cunoscut? M-am însurat, doamne. Te-ai însurat? Da. Cu Adriana. Da. Deci tu erai la Jean Ciobanu, la numărul și volant. La trupa Carmelo. La trupa Carmelo. La și acolo s-a înfiripat. Și după ce s-a terminat acest contract, voi doi v-ați făcut numere noi. Am mai stat un an la Jean Ciobanu. Ok. 90-91. Și în 92 ne-am făcut un număr de trapez, împreună, și un număr de hula hoop. Și cu Jean Ciobanu ați fost plecați în turnee în străinătate. Da. Germania, Germania. În Germania, mă, special. Da. Și cu soția, cu... soția, adică... Germania, Qatar, Bahrain, Tanzania, adică... Cum era în Tanzania? Ia zine și nouă ceva de acolo. Era periculos? Senzațional. N-aș mai merge de oră. Deci ce s-a întâmplat acolo? Foarte acolo, periculos. În 1994 era o mărâs rău. Dar era periculos să circul pe stradă? Să, pentru adică... albi, da. Pentru, da? Da, pentru albi, da. A pățit careva de acolo ceva? A pățit. Da? Dragomir. Ok. Ce-a pățit? Eu tăiam mâna un pic așa. Aoleu! Pentru ce? Pentru aur? Sau pentru pentru ce? Aur. Pentru lățișor. Da. Deci v-ați întors sănătoși de acolo. Atât. Asta e concluzia cea mai mare. Atât. Da. Spune și mie, faptul că voi ați lucrat ca artiști de circ și în sezoane, când te duci în străinătate, prinzi și primăvara, și vara, și toamna, și tu trebuie să ursuți la înălțime, la 7-8 metri, când e vară îți transpiră mâna, când e iarna îți îngheață mâna și picioarele, cum faci față acestor lucruri în arenă? S-a întâmplat atât să o scapi sau ceva? Nu, de scăpa nu, da. Mai alunecă mâinile. Ce faci? Te concentrezi, tragi tare de tine, duci numărul până la capăt, cobori. Da, emoția e acolo când zici, era să te scap nu sau zici ceva. Nu zici că ai, nu zici de emoții. Nu le zici. Ții pentru tine, nu zici nimic. Ți s-a întâmplat vreodată să cazi în arenă? Adică să mergi la un compliment, să alunești că era apă pe jos și să... Chiar nu, dar la hula hoop
Că făcea nevastă mea cu cercurile, eu aruncam cercurile la final. Așa. Și am aruncat un cerc la un spectator din tribună, din lojă. Era o femeie mai în vârstă, mi-a scăpat mâna direct, după gât l-am băgat. Săraca s-a trezit, uai, zic bine că nu i-a rupt dinții. A zis ceva săraca a comentat? M-am dus eu repede, ce să... Ce bine că nu i-a rupt dinții, bine că l-am băgat pe gât. Unde era, în Germania? În Germania, uai, zic, dacă îi rupeam dinții, puneam dinții. Oh, îi plăteam toată dantura. Lucrai tot sezonul ăla să achiți o dantură. Poate, da. Da. Mai avut. Am căzut și în cap, la trapez, la zburători, când povestește-ne. Făceam. Povestește-ne. Am făcut un triplu salt. A, triplu, după nimic, adică s-a învârtit de trei ori în aer. După aceea, la repetiție, am făcut patru salturi la plasă, de patru ori. Așa. Și când avem de-a treia zi, pe românește, la noi mi-a scăpat gruparea. Și direct în cap, de la vreo 14 metri. Dar n-am pățit nimic. O săptămână de pauză și gata. Dar ai rămas întreg? Adică ești ok psihic acum sau? La cap nu. Nici da? De ce nu, nu e da, dacă normal ai ceva, la cap? O nebunie vii la circ. Păi care e nebunul la care să se arunce la păi o lăsinată? Lampa aia de pe vremuri, PL500. Exact. Era o lampă la televizoare al negru. Da, ce da. Să zic, cum ți se pare ție lumea circului față de o altă meserie care stai acasă, te duci 8 ore la muncă și... Faci așa deosebire de lumea circului. Nu o compari cu nimic. Cea mai frumoasă viață. Cea mai frumoasă. Dacă m-ai întrebat încă o dată dacă aș mai face, aș face la fel. Și eu la tot cu zburătorii. Să încep. Nu... Și eu consider că viața de artist de și circ grea, este și frumoasă, grea, frumoasă, palpitantă. Soldați. Cu... Eram soldați. Da. Noi știam tot timpul anului ce aveam de făcut, din martie până noiembrie. Și pe aceea venea mica pauză, pregătire pentru gale. Dar noi știam în fiecare zi unde suntem. Da. Și orele... Și conduita și tot ce ține de un artist adevărat. Ce să zic, mă bucur foarte tare că te-am avut în emisiune și că publicul telespectator poate să afle într-un fel că lumea noastră este o lume puțin aparte, frumoasă, pe care eu, sincer să fiu, n-aș da-o. Dacă m-aș naște din nou, aș face și eu exact același lucru. Corect. Și... mi-ar place să existe cât mai multe emisiuni din care fiecare să spună cât mai multe lucruri foarte funny și poate chiar și interesante. Multe le-am și eu de zis, poate cu altă ocazie. Păi trebuie vreo 3 luni aici. Cred că 3 ani trebuie să povestim. Păi vin toți... Câte au fost. Andres, ce să zic, de azi înainte tu nu mai ești artist, de fapt de mulți ani nu mai ești artist de circ. Acum, te ocupi cu business, dar despre asta o să vorbim altă dată. Între timp îți mulțumesc că ai fost alături de noi și mulțumesc. Mult succes în afacerea care o ai. Mulțumesc, la fel. La revedere.